Bună dimineața! Și bine ați venit la micul dejun! Fetița Zârli, știi ce vreau să te învăț astăzi? Ce vrei să mă Cum se face un sandwich pisicuță? Cum adică un sandwich pisicuță? Pui o pisicuță pe un sandwich? Nu! Sau cum? O pisică sandwich trebuie să îl chemăm, să o chemăm pe mami sau pe tati și să îi rugăm să ne decupeze pâinica în formă de urechiușe. Adică cum? Adică, stai că ți-arăt imediat. Mai întâi facem urechiușele pisicuței și trebuie să o arate așa. Așa arată urechiușele de pisicuță? Da. Ok. După trebuie să facem o formă rotundă a capului pisicuței. Începe să prindă contur, încep să înțeleg ce vrei să faci. Ce tare, bravo, Lulu. Bună dimineața, prieten. Descrieți-ne micul vostru dejun în cel mai creativ mod posibil, iar noi avem un premiu pentru unul dintre voi. Da. Uite. Și după luăm, vrei unt? Eu vreau ce zici tu, Lulu. Bine, atunci îți spun. Alege tu pentru mine. Îți fac un sandwich cu unt și cu legume. Sau vrei și brânzică? Bună dimineața, sunt Patricia și voi mânca pâine făcută de bunicul meu și ou fiert. Poftă bună! Poftă bună! Salutare la Iași, prieteni, bună Matei și Maia. Ce-ți mâncați voi astăzi la micul dejun? Scrieți-ne așa, într-un mod foarte creativ, să le descrieți micul de vostru dejun, să ne faceți poftă de micul vostru dejun și noi putem să... Noi vă oferim un premiu de sub capac, adică cum ar veni. Da. Zile tu, Lulu, că eu am mâncare în gură și data trecută m-a certat trulica, dar nu mai vorbesc cu mâncarea în gură. Păi da, nu e foarte bine să vorbești cu mâncarea în gură. După dar de ce? Pentru că poți să te neci în primul rând. Tu vorbești? Da, adică s-ar putea să te neci și în al doilea rând nu e deloc politicos să vorbești cu mâncare în gură. Ție îți place să asculți pe cineva care vorbește și mănâncă așa cu tine și nu te bagă în seamă? Vezi? E mult mai frumos când nu ai mâncare în gură și poți să vorbești normal cu cineva. Uite, vezi? Vezi? Și doar ai zis mhm, adică exact, nici n-ai vorbit. Exact, ai grijă, ești bine? Vrăjimăturică, adun puțin apă, te rog. Sigur, imediat. Au, Cilica, mămăligă, promit că nu mai vorbesc niciodată cu mâncarea în gură. Chiar m-am înecat, mulțumesc Poftim. Frumos. Noroc că avem apică aici ca să ne salvăm. Bine, vă las să terminați cu dejun. Poftă bună! Mulțumim, vrăjimăturică, până dimineața, prieteni. Un smoothie delicios din banană și kiwi a mâncat Paula. Patria a mâncat avocado cu șuncă și brânzică. Cezar, bună dimineața! Bună dimineața, prieteni! Sandwich cu creme brulee, așa, se arată de fructe și clătite americane și dulceață de zmeură, mama mea. Lulu, tot mi-ai promis că îmi faci clătite? Am uitat! Tot nu mi-ai făcut clătite! Am uitat! Ce-ai făcut vrăjimăturică? Te-ai împiedicat? Am dărâmat dulceasurile. Și vouă vi se întâmplă să vă mai împiedicățați câteodată? Da, știi de ce mi se întâmplă mie să mă împiedic? De ce? Pentru că am rochița mare și pufoasă. Nu dau seama câteodată cât de mare e și mai tărâm lucruri cu ea. Dar accidentele sunt accidente, tocmai de aceea se numesc accidente, pentru că nu se întâmplă intenționat. Și vreau să-mi cer scuze pentru că... Îmi cer pur și simplu scuze, că nu mi-am dat seama. Data viitoare voi fi mai atentă. Oh, uite, asta e o promisiune bună pe ziua de astăzi. Să fiu mai atentă. Deci lași aranjatul cărților pe altă zi și astăzi îți propui să fii mai atentă. Da. Bravo, vrăjimăturică. Dați-i, vă rog, o inimioară pentru că și-a pus o promisiune foarte frumoasă pentru astăzi. Nu uitați să dați share live-ului nostru ca să ne adunăm o gașcă mare, mare de copii. Lulu, acum mie... Mai, Lulu, nu cred, ce drăguț! Ia uitați-vă ce sandwich de pisicuță mi-a făcut Lulu. Spuneți voi dacă nu este foarte drăguț. Știi cum l-aș descrie eu? Cum? Am făcut un sandwich mititel, da, dar foarte drăguțel. I-am pus niște mustăți ca să...
ca să poată să-l mănânce toți. Îți plac șoriceii, fetițe Zârli? Șoriceii? Sau hamsterii? Îmi place să mă uit la ei dacă sunt da, cu să te uiți la și ei. Stau în acvariul lor. Păi da, o să fac un șoricel din fructe. Pe bune? Da. Și ești așa priceput? Da, uite, avem nevoie de un kiwi. Da. Și de niște scobitori. Și de niște afine. Uite. Păi deja gata, uite, arată un cartof cu nasul și cu ochi. Să le spunem prietenilor noștri de acasă, puteți câștiga surpriza de sub capac. Trebuie să ne scrieți la comentarii ce mâncați voi la micul dejun sau ce ați mâncat în dimineața aceasta. Și surpriza de sub capac poate să plece chiar spre voi. Da, dar nu ne scrieți așa pur și simplu, trebuie să fiți creativitori. Adică creativizați. Adică să creați. Da. Mai simplu, așa, cel mai bine. Adică să creați o descriere frumoasă pentru micul vostru dejun, în așa fel încât să ne faceți și nouă poftă de un super mic dejun. Noi la prima oră, noi am mâncat deja micul dejun la ora 7 și puțin. Mi-a făcut Lulu o pisicuță. Un sandwich în formă de pisicuță, cu urechi de pisicuță și cu mustăți de castravete. A fost delicios. Iar acum împreună cu voi, uite, Lulu face... un șoricel din kiwi. Aucilic, mămăligă. Scrieți-ne la comentarii cine ia micul dejun acum și descrieți-l așa frumos și delicios, în așa fel încât să ne convingeți să vă trimitem premiul chiar la voi acasă. Uite, am făcut un sandwich din pâine, aveți și roșii, dar am făcut o girafă. Oare cum arată o girafă? Să ne trimiți și nouă o poză. Poate îmi face și mie, Lulu, cândva o girafă din sandwich. Uite. Banană cu înghețată, au cilică, mămăligă, ești răsfățată. Du-le așa un pic mai în față. Uite acolo e camera. O, ce haios e! Kids. Să-i chemați pe oamenii mari și să le spuneți, să-i rugați să vă taie bucățica de jos de la kiwi. I-a căzut un ochi.